Biologii Centrului de Cercetări Biologice din Șibou continuă programul de combatere a celulelor canceroase cu ajutorul extractelor vegetale. Coordonatorul programului, biologul Oana Sicora, spune că programul cuprinde noi plante incluse în studiu. Programul este derulat de Centrul de Cercetări Biologice din Jibou și vizează identificarea unor extracte vegetale cu rol în distrugerea celulelor canceroase. Ne-am lărgit numărul de plante pe care dorim să le studiem. Momentan am studiat mai de aproape două plante și avem o serie de extracte. Într-una din emisiunile trecute vă spuneam că avem un cercetător postdoctoral care lucrează și s-a implicat. Este de formație chimistă și ea s-a implicat foarte mult în extragerea, în realizarea de extracte pe această parte, de extracte vegetale, și desigur acum ne-am lărgit un pic și numărul de analize de biologie moleculară pe care le facem și sperăm să rezultatele noastre să fie publicate chiar la sfârșitul acestui an. Ne puteți spune despre ce plantă este vorba, să ne dați câteva exemple, dacă nu e vreun secret, mă rog. Sigur, este vorba de scânteioară, Anagallis arvensis, și de Angelica, Angelica arhangelica, pe care le studiem mai de aproape.